La Gorj, Pro-România și ALDE încep să-și dea mâna după ce decizia centrului a fost radicală și în teritoriu organizațiile se mobilizează. Prima acțiune comună va fi cea de la alegerile prezidențiale. La seara am avut o ședință la Gorj, unde împreună cu colegii mei am decizia, sper ca la același lucru să întâmple și la ALDE Gorj, ca această campanie, mai ales cea de strângere de semnături, să fie făcută împreună cu cei de la ALDE, să facem corturi comune, să strângem semnături în județul Gorj. Eu sper să am întâlnire în perioada aceasta cu liderii, o parte între ei am și vorbit, cei de la ALDE, să vedem, pentru că am primit inclusiv listele de semnături. În perioada mea următoare, probabil sâmbătă, duminică și luni, marți, până pe data de 22, să strângem un număr semnificativ de semnături pentru candidatul independent Mircea Diacon. Ulterior, la alegerile locale și parlamentare din 2020, se va încerca completarea unor liste comune acolo unde se poate. Referitor la alianțele de locale, de parlamentare, vom vedea după prezidențiale, în primul rând, dacă putem funcționa în momentul de față, pentru că decizia care s-a luat la nivel central este aceea de acolo unde există înțelegeri între cele două partide, se pot face alianțe inclusiv la localele din 2020 și la parlamentarele 2020. Dar unde nu există înțelegeri, nu este nicio problemă, nu suportă nimeni sancțiuni dacă nu merg în tandem. ALDE s-a desprins recent de PSD, foștii aliați, rămânând singur la guvernare.